Sâmbătă 5 februarie a avut loc ceremonia de sfințire a casei Polone din Solonețul Nou. În cadrul acesteia, preotul dr. Stanislav Cucerec, parohul comunității din Solonețul Nou, împreună cu monsenior Ionuț Paul Strejac, însărcinat cu afaceri ad interim în Sudanul de Sud, au oficiat sfințirea acesteia. De asemenea, s-au întâlnit cu președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Gervațev Longer, cu prim-vicepreședintele Uniunii Victoria Longer și cu câțiva reprezentanți ai comunității.